Salutare prieteni, astăzi voi prezenta un smartwatch, este vorba despre AirWatch M200, acest smartwatch, pentru că până la urmă este un smartwatch, ne ajută să ne conectăm la telefonul mobil, la smartphone, pentru a putea face apeluri, a vedea notificările fără să scoatem telefonul din buzunar. Acesta integrează un microfon și un speaker în care putem vorbi. Putem regla volumul în funcție de cum dorim noi, din telefon și volumul de sonerie al smartwatch-ului. 7 trepte de volum, mi se pare. Volumul se reglează din telefon și pentru cei interesați, dacă volumul telefonului este la minim, cei din jur, fiind gălăgie afară, fiind trafic, fiind zgomot de fond, aer și așa mai departe, nu vor auzi, dar dacă este pe speaker, se va auzi cu siguranță, cum îi spun eu, pe speaker sau pe difuzor, se va auzi cu siguranță ce vorbește celălalt de pe cealaltă, din celălalt capăt al telefonului, ca să fiu mai exact. Avem în cutie, da, bineînțeles, este un produs, da, AirWatch. Original avem și aplicația pe care trebuie să o descărcăm ca să funcționeze, avem codurile și așa mai departe, a fost cumpărat de pe ocazie, unde vă recomand să-l luați. Știu că sunt multe alte magazine de profil care vând același smartwatch, aceeași calitate, deci nu vă îngrijorați, pentru că ce produce majoritatea componentelor electronice sunt făcute de taiwanezi și de chinezi. Este și versiunea mai ieftină cu 10-20 de lei, am impresia, U8 se numește și U8 Pro, care e disponibil decât într-o limbă, în engleză, jumate engleză, jumate chineză, da? U8, din spusele unui prieten, avea jumate meniu engleză, jumate chineză și manualul în chineză. Noi avem manual în engleză și în chineză, bineînțeles. Mi se pare că decât o foaie este în chineză. Aplicația se poate găsi și pe Google Play la AirWatch, pentru că acest link este unul în chineză și trebuie să apăsăm, dacă scanați cu codul cu telefonul mobil, este un cod QR. Da, este un cod QR care ne permite să mergem pe fereastra, pe site-ul de download. O putem descărca și de pe Google Play, v-am spus, la AirWatch. Fără această aplicație nu putem beneficia de notificările, Facebook, WhatsApp, Skype, mesaje, Gmail și așa mai departe. Nu putem, da? Pentru a putea vedea, o să vă explic un pic mai încolo, ce trebuie să facem. Noi trebuie să-l desfacem, foarte simplu, da? Hop, așa arată smartwatch-ul nostru, da? După cum puteți vedea, are folie pe ecran. Da? Nu știu dacă se vede prea bine, o curea din silicon și plastic este făcut acest smartwatch. Bineînțeles, nu vă gândiți că este să nu vă gândiți la cuvântul smartwatch ca fiind acelea scumpe de la 900 de lei în sus. Alea sunt foarte, foarte scumpe și nu pentru clasa noastră, pentru români mai exact, pentru străini care au un salariu destul de mare și își permit în fiecare lună să-și iau un astfel de ceas. Acest ceas costă în jurul sumei de 200 de lei. V-am lăsat și eu linkul către ocazii, către vânzătorul de la care l-am cumpărat și este un vânzător foarte bun. Da? Beneficiați de garanția de livrare, încât dacă produsul nu corespunde cu descrierea de pe site sau produsul are defecțiuni, aveți 3 zile la dispoziție să-l returnați și să vă primiți bani înapoi. Pe aici, da? Avem o folie pe care o vom îndepărta. O să încerc și o să îndepărtez acum. Perfect. Ia uitați. Gloss, da? Se vede că e strălucitoare. Oricum nu cred că asta contează. Bun. Trecem mai departe că o cam lălăim aiurea. În cutie avem un cablu micro USB, după cum puteți vedea, sau în capătul acesta USB normal, da? Bun, manualul pe fundul cutiei, un certificat de calitate, da?
ca să poată fi comercializat în Europa. După cum vedeți, are și ștampila. Da? Avem și aici imaginea pe care codul QR pe care va trebui să îl scanăm, sau dacă nu putem să intrăm pe adresa asta, pe ftp://211.144.196.251, avem userul și parola și putem descărca aplicația ca să meargă acest smartwatch cum trebuie. Avem aici instrucțiunile în engleză dacă doriți să le citiți. De asemenea, avem un buton de deschis, da? Pentru a-l deschide și a închide AirWatch-ul, am să-i spun, da? În partea aceasta avem difuzorul. Sper să se vadă. Da? Avem difuzorul, microfonul și portul de încărcare micro USB. Da, sper să focusez destul de bine. Nu știu, merge cam prost focusul la telefon. Da, ca să îl putem deschide, trebuie să ținem apăsat pe acest, pe butonul din lateral. El se deschide, acum este conectat. Pentru a putea intra în meniu, apăsăm pe acest buton și intrăm în meniu. Vovo va porni de aici. Va trebui să mergeți pe Bluetooth pentru a-l porni. Da, la Bluetooth Settings și va fi Power On, Visibility și așa mai departe. La Distance Alert, distanța de alertare în caz că ne depărtăm de telefon și telefonul îl uităm undeva pe o bancă sau undeva și noi plecăm cu ceasul, să ne anunțe când ne îndepărtăm de telefon. Acum ne vom întoarce înapoi la phonebook, ne găsește contactele, după cum vedeți contactele mele, putem face apeluri, la mesaje, bineînțeles n-am niciun mesaj, putem să le vedem, nu putem să răspundem la ele, la mesaje, decât să le vedem și apoi să scoatem telefonul, la call logs avem de asemenea apelurile primite, nepreluate, jurnalul apelurilor, la notificare. Aici trebuie să ne primim tot felul de notificări de la sistemul Android. Captura de ecran a fost realizată, da? Am făcut eu o captură de ecran. La setări, pentru a se vedea așa de bine cum se vede și la mine, mergeți pe Power Save și dați Disable. După cum vedeți, acum luminozitatea a scăzut. Voi o să dați pe Disable și o să aibă luminozitate. La Anti-Lost e serviciul de anti-pierdere unde putem seta distanța de la fair, medium sau near, aproape, departe și mai departe. Îl dăm pe Enable. Când depășim o anumită distanță, începe să vibreze AirWatch-ul. La ringtone, așa va suna. Un mare minus pe care a zice eu să fie unul notabil, pentru că nu putem selecta din telefon o melodie. Da? Pedometer, barometru, altimetru și așa mai departe. Da, sper să se vadă. Bun, și aici avem stilul meniului pe care îl putem alege. Da? Data și timpul, să găsim telefonul în caz că l-am pierdut și așa mai departe. O să aveți niște fotografii, cum va arăta interfața programului din Android, cum va arăta interfața și ce setări ne va ajuta să primim notificările push, așa se numesc, notificări push, să le primim pe acest smartwatch. Mulți dintre voi nu o să considerați că ne va ajuta la ceva acest smartwatch. Eu vă propun un simplu scenariu, de exemplu, suntem șoferi sau suntem pe drum, da, și nu avem mâinile ocupate, afară probabil e frig și cu acest smartwatch putem răspunde la apeluri, respingerea apeluri, formare de apeluri, citirea mesajelor și așa mai departe, fără să stăm toată ziua, bună ziua, cu telefonul în mână.